Privește hainele și încălțările pe care le porți. Îți amintesc acestea de ceva anume? Îți poți da seama ce vârstă ai? Cine mai este de față? Îți vine în minte vreo amintire din trecutul tău? Lasă-l să răspundă. Perfect. Dacă partenerul tău i-a venit în minte o amintire, treci la fișa procesului vindecării amintirii. Dacă nu i-a venit în minte nicio amintire, repetă paragraful anterior. Dacă tot nu îi vine în minte nicio amintire, treci direct la fișa exercițiului focului de tabără și puneți partenerul să îi invite în jurul focului pe toți cei pe care îi asociază cu această emoție. Călătoria fizică, procesul vindecării amintirii. Acum că ai descoperit amintirea sau seria de amintiri legate de plasează întregul film pe un ecran, dar deocamdată nu te grăbi să îl derulezi. Conștientizează doar faptul că poți avea oricând dorești acces la filmul acestei amintiri. Ai proiectat filmul pe ecran? Perfect! În continuare, imaginează-ți că stai în jurul unui foc de tabără împreună cu mentorul tău, chiar aici, în interiorul acestui organ. Natura acestui foc de tabără este iubirea necondiționată și pacea. De fapt, el reprezintă însăși sursa ta. În timp ce stați aici, lângă acest foc, tu și mentorul tău vă umpleți de iubire și de pace, așteptând să priviți scenele proiectate pe ecran. Când te simți pregătit, proiectează filmul amintirii. La sfârșit, anunță-mă, acordându-i partenerului tău suficient timp. Descrie-mi ce s-a întâmplat în filmul amintirii tale. Acordă-i timp să îți răspundă. Roagă-ți acum eul tău din trecut, mai tânăr, să coboare de pe ecran și să vi se alăture în jurul focului de tabără ție și mentorului tău. Stând în continuare liniștiți în jurul focului de tabără, întreabă-ți eul actual sau mentorul ce fel de resurse consideră că ar fi fost utile pentru ca eul tău mai tânăr să se descurce mai bine în incidentul pe care tocmai l-ați vizionat împreună. Acordă-i partenerului timpul necesar pentru a se gândi și pentru a-ți da un răspuns. Încurajează-l în această direcție. În final, notează resursele pe care le enumeră. Acum oferă-i eului tău mai tânăr un mănunchi de baloane care conțin toate aceste resurse sau emoții pozitive. În final, derulează din nou filmul amintirii și vizualizează cum s-ar fi petrecut lucrurile dacă la vremea respectivă ai fi avut acces la resursele respective. La sfârșit, anunță-mă că filmul s-a terminat. Acordă-i din nou partenerului tău suficient timp. Cum s-au petrecut de data aceasta lucrurile? Oferă-mi o scurtă descriere. Perfect. Acum roagă-ți eul mai tânăr și celelalte personaje implicate în filmul amintirii tale să coboare de pe ecran. Probabil că eul tău de odinioară dorește să le spună celorlalte personaje implicate câteva cuvinte pe care nu le-a putut rosti la vremea respectivă și pe care acestea trebuie să le asculte. Călătoria fizică, exercițiul focului de tabără. Citește lent și cu atenție rândurile care urmează. Ori de câte ori întâlnești, fă o pauză și acordă-i partenerului tău timpul necesar pentru a experimenta plenar ceea ce simte și pentru a-ți răspunde la întrebări. Imaginează-ți un foc de tabără chiar aici, în interiorul organului sau țesutului. Natura acestui foc este iubirea necondiționată și pacea eternă. Stai în jurul acestui foc împreună cu mentorul tău. În continuare, adu-le în jurul focului și pe celelalte persoane implicate în amintirea ta. Mai trebuie să vină cineva? Lasă-l să răspundă. Poți vizualiza focul de tabără? Îl vezi lângă el pe eul tău mai tânăr? Dar pe cel actual? Dar pe mentorul tău? Cine mai este prezent lângă foc? Notează numele indicate astfel încât să te poți referi în mod specific la fiecare dintre aceste personaje.
Dintre toate persoanele implicate în această amintire, cui ai dori să te adresezi, una sau două persoane, știind că și ceilalți vor auzi ce ai de spus? Căreia dintre aceste două persoane ai dori să îi te adresezi mai întâi? Lasă-l să răspundă. Pune-i partenerului tău toate întrebările care urmează de la 1 la 11 pentru fiecare din persoanele indicate. 1. Toți cei de față se află sub protecția acestui foc de tabără, apărător al acceptării și al iubirii necondiționate. Probabil că eul tău mai tânăr a experimentat foarte multă durere în trecut. Îngăduie acum să dea glas acestei dureri, spunând tot ce are de spus, astfel încât mama, tata, persoana iubită, să poată asculta ceea ce trebuie să asculte. Pauză lungă. 2. Știind că mama, tata, persoana iubită, a făcut tot ce a știut mai bine, ținând cont de resursele pe care le-a avut la vremea respectivă, îngăduie-i să răspundă. Pauză pentru răspuns. 3. Ce are de spus eul tău mai tânăr la toate acestea? Așteaptă răspunsul. 4. Dacă mama, tata, persoana iubită ar putea răspunde nu de pe nivelul personalității sale, ci de pe cel al sufletului său, ce-ar spune ea sau ei? Așteaptă răspunsul. 5. Ce are de spus eul tău mai tânăr la toate acestea? Așteaptă răspunsul. 6. Simte mentorul tău să adauge ceva? Așteaptă răspunsul. 7. Ce are de spus eul tău actual la cele spuse de mama, tata, persoana iubită? Așteaptă răspunsul. 8. Ce i-a răspunde mama, tata, persoana iubită eului tău actual de pe nivelul sufletului tău? Așteaptă răspunsul. Mai are cineva ceva de adăugat? Așteaptă răspunsul. 10. Dacă eul tău mai tânăr se simte pregătit, întreabă-l, chiar dacă atitudinea sa anterioară nu este acceptabilă după niciun standard și chiar dacă nu îi susții comportamentul, ești dispus să ierți persoana în cauză din toată inima? Așteaptă răspunsul. Dacă da, fă-o chiar acum. Așteaptă ca partenerul tău să ierte persoana în cauză. 11. Dacă eul tău actual se simte pregătit, întreabă-l, chiar dacă atitudinea sa anterioară nu este acceptabilă după niciun standard și chiar dacă nu îi susții comportamentul, ești dispus să ieși persoana în cauză din toată inima și în totalitate? Așteaptă răspunsul. Dacă da, fă-o chiar acum. Așteaptă pe partenerul tău să ierte persoana în cauză. În continuare, repetă întrebările de la 1 la 11 pentru cea de-a doua persoană. În încheiere spune, iartă-l acum pe toți cei implicați. Transmite-le binecuvântarea ta. Permite-le apoi să fuzioneze cu focul care reprezintă sursa vieții. Apoi întoarce-te către eul tău mai tânăr și spune-i, îți promit că nu va mai trebui să treci niciodată printr-o astfel de experiență dureroasă. Te iert pentru durerea pe care mi-ai provocat-o, întrucât nu ai avut acces la resursele de care dispun eu acum. De acum înainte poți avea oricând dorești acces la aceste resurse. Te iubesc și te voi proteja întotdeauna. Îmbrățișează-ți acum eul mai tânăr și fuzionează cu el, permițându-i astfel să se maturizeze și să crească în urma iertării tale și cu ajutorul resurselor oferite. În continuare, lasă focul de tabără să dispară. În cadru nu ați mai rămas decât tu și mentorul tău. Luați-vă din nou torțele și luminați locul de jur împrejur. Ce vezi acum? S-a schimbat ceva? Lasă-l să răspundă. Perfect. Mai dorește să-ți comunice ceva organul sau țesutul în cauză? Acordă-i timp. Știind că procesul de vindecare va continua de la sine și că acea parte a ființei tale care îți face inima să bată, ochii să strălucească și celulele să se multiplice, va avea grijă să continue acest proces fără ca tu să te mai gândești în mod conștient la el, așa cum procedează de altfel tot timpul, atunci când dormi tu și mentorul tău puteți părăsi acest loc
cu inimile pline de recunoștință. În continuare, treci la fișa călătoriei spre casă. Călătoria fizică, călătoria spre casă, către conștiința de veghe. Dacă ți-ai încheiat călătoria vindecătoare programată pentru astăzi, întoarce-te în capsula magică împreună cu mentorul tău și revino în locul din care ai plecat. La sfârșit, mulțumește-i mentorului pentru că a acceptat să te însoțească știind că vei putea face din nou această călătorie ori de câte ori vei dori. Îndreaptă-te acum către poarta casei. Aici vei găsi din nou termometrul. Pe ce dreaptă te mai afli? E minunat! Acum revin-o pe dreapta 1. Voi număra în continuare până la 10, iar la sfârșit vei deschide ochii și te vei simți mai bine, ca oricând, fericit și plin de viață. 1, 2, 3, 4. Îți poți întinde membrele. Te simți plin de energie. 5, 6, 7. Devii din ce în ce mai relaxat, gata să revii la conștiința de veghe, profund recunoscător pentru călătoria vindecătoare pe care tocmai ai întreprins-o în interiorul corpului tău. 8. Te simți plin de viață. 9. Nu deschide ochii decât atunci când toate părțile ființei tale se vor simți pe deplin reintegrate, gata să continue singure procesul de vindecare pe care l-ai declanșat. 10. Poți deschide ochii acum. Respiră profund. Dacă dorești, poți face câțiva pași ca să te dezmorțești, poți bea un pahar cu apă, te poți întinde și îți poți împărtăși cu partenerul tău experiențele prin care ai trecut. Cuvântul de încheiere. Foarte mulți oameni vin la seminarele noastre având probleme fizice de genul oboseală cronică, tumori, cancere, artrită, dureri cronice de spate sau dureri acute de genunchi. Alții au probleme cu somnul sau au fost diagnosticați cu depresie cronică ori pur și simplu se simt letargici și fără chef. Foarte mulți participanți au probleme de natură emoțională, fac crize de furie, sunt foarte sensibili la critici sau sunt lipsiți de prețuire de sine. Unii vin la noi pentru că se tem să vorbească în public, ori pentru că au probleme cu anxietatea și stresul. Alții și-ar dori să se lase de fumat, de băut sau de droguri. Sunt destui și cei care vin pentru că nu își pot vindeca altfel durerea provocată de pierderea unei persoane dragi sau un eventual blocaj sexual care îi împiedică să ducă o viață intimă normală. Foarte mulți oameni vin la noi pentru că intuiesc că pot obține realizări mărețe, dar ceva îi împiedică să se desfășoare la potențialul lor maxim. O anumită zonă de confort ascunsă îi blochează, împiedicându-i să se bucure de abundența și de succesul pe care știu că l-ar merita. În toate aceste cazuri, participanții la seminarele noastre au reușit să își depășească cu succes problemele de natură emoțională sau fizică, pătrunzând chiar în inima acestora și au reușit să se elibereze.